Salutare, dragilor, și bun venit la un nou clip! Suntem la mine în garaj. Îmi cer scuze, este în construcție încă, dar am făcut clipul ăsta ca să vă răspund la niște întrebări pe care le-ați avut și să vă spun că mi-am mai cumpărat încă o mașină. Da, asta e. Îmi pare rău. Contabilul meu este foarte supra pe mine, dar n-am avut ce să fac. Chiar n-am rezistat. Și o să vă spun astăzi toate detaliile pe care voi vreți să le știți despre noua mea achiziție. Am cumpărat-o din România de data asta, însă am nevoie de o grămadă de piese pentru ea. Și piesele nu se mai fabrică multe dintre ele, le găsesc la terți, prin străinătate, deci trebuie să le achiziționez în tot felul de moduri ciudate. Și astăzi o să vă spun tot ce trebuie să știți, dar mai întâi piese. Așa că iată-ne din nou la masa asta de la care s-au transferat super mulți bani. Prin, ați ghicit, Transfer Go, pentru că piesele trebuie cumpărate din altă țară, fiindcă nu se mai găsesc în România. Sunt rare. De data asta trebuie să transfer 400 de euro, mai exact, unui amic de-a meu din Germania, ca să-mi cumpere niște piese. Deci omul știe oameni, că mi-a mai dat niște piese până acum, și știe cu cine să vorbească, merge, le vede, le testează, le probează, știi? Le miroase, le gustă, după care le pune pe pachet. Și dă să-i virăm la un bani. Dino, 400 de coco. IBAN, DE. Dacă vreți să virați bani lui Narcis, lui Mihai, acum îi știți contul. Continuă. Trimite din România suma de 1906 lei către Germania, suma de 400 de euro și îți calculează automat. Piese urs. Bun, către Transfer Go Limited, numărul contului este ăsta. Deci, sunt banca BCR în detalii. Și acum intru pe homebank-ul meu. Ideea este că dacă voi aveți, ăsta este un cont de BCR. Deci Transfer Go are un cont de BCR în România. Deci dacă voi aveți BCR, de exemplu, nu plătiți nimic din BCR în BCR. Eu n-am BCR, am altă bancă, deci o să plătesc un comision dintr-o bancă într-alta, nu știu, câțiva lei, 2-3 lei acolo. Curs valutar, taxă de livrare. 0 lei. Și se poate și invers, adică dacă ai cumva rude în străinătate care vor să-ți trimită ție bani, Transfer Go, 0 comisioane, o să știi din ce câștigă bani, de fapt. Am inclusiv opțiunea să intre banii mult mai repede la om, gen în câteva ore ar putea să intre banii, pentru un extra cost. Eu prefer să dau gen niciun extra cost și intră banii maxim încă 30 lucrătoare sau ceva de genul ăsta. Și gata, suma a fost transferată către Mihai, care în câteva zile o să mă contacteze pentru piesele de mașină. Abia aștept. Da. La protestele contabilului meu, mi-ai cumpărat încă o mașină. După cum vedeți la numerele de înmatriculare, simbolizează modelul mașinii și implicit capacitatea motorului. Ăla este un 430, ăsta este un 325 X-Drive amândouă și ăsta este un 323. De ce 323? Păi pentru că este un model foarte rar. Dacă vă uitați mobile.de, cel mai ieftin 323 de genul ăsta e cam 10.000 de euro. Ce mai ieftin. Are un pedigree sportiv, are un diferențial autoblocabil pe spate, overall, asta e mai veche, mașina asta e mult mai veche ca aia, asta e din 80 și ceva, adică deja este o mașină clasică, cum ar veni, asta e 91, e puțin mai nouă, dar și diferența este evidentă, adică aia de acolo are super multe dotări, de la servodirecție, la scaune încălzite, trapă electrică, toate nebunile astea, asta e cheală. Adică nici măcar geamul electrice nu are. Are trapă, dar din aia la care se cu manivelă. Bun, hai să vă spun despre mașină. Starea în care se află nu este una foarte pozitivă. Are pană pe toate patru roțile, troncăne din toate încheieturile, are caroseria un pic ruginită, interiorul este absolut varză, scaunele nu poți să stai pe ele pentru că pici efectiv, pentru că toate arcurile sunt rupte. În portbagaj miroase a mucegai, caroseria trebuie restaurată, deci în termeni tehnici e o troacă. Dar teoria mea este că chiar dacă țin mașina asta în garaj și nu mă ating de ea deloc, o să se aprecieze în preț. Asta e teoria mea. Cu siguranță, dacă o vând mâine, o vând cu mai mult decât am cumpărat-o. Și dacă o vând peste un an, doi, trei, o să o vând cu mult mai mult decât am cumpărat-o. Chiar dacă stai aici și trocăie. Că asta face, asta și trocăie, că e troacă. Hai să vă spun câteva diferențe. 323-ul nu este, n-are pachet M, adică are trimuri de crom pe margine, nu are aceleași trimuri pe margine la portierelor, bara față, bara spate și interiorul nu este Recaro, ci este interiorul la Executive, știi? Asta, în schimb, are interiorul la Recaro, Sport, are Shadow Line, este alt trim de mașină. Adică asta este genul o mașină elegantă, asta este o mașină mai sportivă.
Ca să faceți o idee, mașina asta este prevăzută cu ștergătoare de faruri. Noua, nu le are acum aici, dar ca să le cumpăr, second hand, bineînțeles, mă costă cam 1000 și ceva de euro. Ștergătoare de faruri. 1000 și ceva de euro, da? Pe niște bucăți de plastic, care o să mai fabrică, evident. Bucurile de a avea o mașină clasică. Și mașinile sunt prăfuite pentru că se lucrează aici, în garaj. Băieții încă lucrează. Uite. Amândouă mașinile au nevoie de lucru la caroserie. Și în mod normal ce faci dacă vrei să restaurezi o mașină de la zero este să o demontezi complet, adică să-i scoți absolut tot, de la interior până la roți, până la... Adică să lași practic caroseria, metalul de pe caroserie expus. După care să duci la sablat, la refăcut dacă ai nevoie să peticești niște puncte de rugină, după care mașina trebuie vopsită și reasamblată la loc. Eu am început cu asta fix pe dos. Și asta are nevoie de lucru la caroserie, dar eu ce am făcut, m-am dus la mecanic și l-am rugat să-mi facă toate părțile mecanice care nu mergeau. Așa că în continuare am să las pe el să vă dea mai multe detalii despre toată situația asta. Este diferență între restaurare și recondiționare. Când zic recondiționare, mă gândesc că îi fac un pic de mecanică, îi fac un pic de tablă, așa cu ea, aproximativ completă. Nimic major. Nimic major, exact. Doar lucrurile care sunt foarte importante, care sunt absolut necesare. În vreme ce restaurare, desfăcută complet, șurubele cadmiate, piese sablate vopsite electrostatic, caroserie la fel sablată, refăcută unde e nevoie și așa mai departe. Revopsit absolut tot, șasiul complet și piese separate și tot. Și remontat la loc, da, cu toate clipsurile originale, cu tot. Astfel încât să nu scârție, să nu... Se găsesc și originale, se mai găsesc de dezmembrări, dar încă se găsesc originale, noi foarte multe. Pentru că și eu am căutat piese și a trebuit să vorbesc cu omul, să-i trimit banii, să-i bilez banii, să-mi trimită piesa. E super complicat. Ideal este să fii tu acolo și să constați pe loc calitatea piesei și să decizi dacă dai banii pe ea sau nu. 325X a fost făcut în număr destul de mic în comparație cu celelalte. N-aș ști să zic ce au vrut ei să acopere cu chestia asta, cu X-ul, dar le-a ieșit de minune. Adică avem pe net filmarea aia cu X-ul și cu tancul, unde trecea ăla, trecea și ăsta la altul, nu era nicio problemă. Cu ăștia alții care au tot cu ele ieșit, care au tot ieșit cu ele din zăpadă, din fel și fel de nămeți și de alea. E un 4x4 care în permanență ai trei roți care trag, pentru că diferențialul spate e blocant de fabrică și pe față cu siguranță va mai fi încă una care trage, motiv pentru care chiar ieși cu el din orice. E destul de înalt, are acea suspensie tipică iX, ET-ul diferit la roți, le scoate un pic în afară și kitul ăla care specific iX, care cred că împiedică să arunce noroi peste tot, fiind făcut pentru noroi. Are un pedigree sportiv, acel 2-3. Vine cu o axă cu came diferită, sport, mai e mai diferit. Nu știu să zic exact ce alea. Alte unghiuri, alte are. E rar? E foarte rar și ăla. Este doar non-phasing din ce țin eu minte. Și e baza la 2, este pe baza lui 2-0, doar că focul la 150 de cai. Și da, cilindre, bineînțeles, cred că biblioteca nu este ăla de ETA. 27. În opinia ta, așa, ce crezi că face o mașină să fie clasică, o viitoare clasică? Hai să zic din gama BMW, cred că odată cu E36 se termină ideea de mașină clasică. Un E46, nu știu dacă peste 10 ani un E46 o să facă 30 de ani și o să fie o mașină clasică, n-aș crede să se întâmple chestia asta. Ideea de chestia asta făcută cu toporul și făcută din fier, nu din plastic, și atunci când te sui în ea, te aștept să fie un cortez de 30 de ani și de fapt îți pune un mare zâmbet pe față. Și o conduci și o vrei. Ca să fie clasică, eu consider că nu trebuie să fie neapărat rar. Dar el oricum va deveni rar pe măsură ce anii trec și ele tot se casează. Și atunci da, automat va deveni rară pentru că nu mai sunt, s-au stricat. Absolut. Dacă vrei să-ți bagi banii în ceva? Consider că mașina clasică e cea mai bun răspuns. Ai tot teorie cu aur. Exact. Dacă cineva găsește acum vreo 30 de tone de aur, cred că prețul va scădea. Cu euro iar e foarte... Cu euro, cu doar moneda în general. Da, o clasică e clasică, rămâne clasică, adică nu o să găsească cineva vreo încă 50.000 de M-uri pe undeva. Clar nu.
Deci ca să restaurezi o mașină ai nevoie de multă, multă răbdare și trebuie în primul rând să-ți placă. Dacă nu-ți place chestia asta, nu te băga. Sau poți să cumperi una în stare foarte bună, care sunt alea mult mai scumpe. Eu am avut bani de așa ceva, așa că mi-a luat o joarsă. Dragilor, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați-ne un like, ne ajută super mult. Mulțumim TransferGo pentru serviciul ăsta foarte frumos prin care poți să economisezi bani și să cumpăr alte piese pentru mașină. Hașul vă pupă și ne vedem data viitoare cu un nou clip.